Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint albumul Euro 2024. Tot ce știm este că competiția Euro 2024 se face în Germania și s-o califică România și asta e foarte tare. Și astăzi despre albumul Euro 2024 o să vă arăt tot ce este în el. E are 88 de pagini sau o să ne le pagini care nu arată numărul. Și astăzi să vă arăt colecția mea. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Avem aici de la Tops. Aici vă arată harta unde s-a făcut Euro, în ce țară. Euro 2012, Polonia, Ucraina. Ți arată cine a câștigat aici. 2016, Franța, a câștigat Portugalia, da, mă rog. Și avem așa, prima pagină, avem harta Germaniei, orașele cu stadioanele și vă arată și numele, locul 1, adică numărul 1, Cologne, pe numărul 2, care este acesta, Dortmund, Berlin, și de la Berlin, da, și la 8, că la Munich, așa, avem stadionul de la Dortmund, aici a pus. Aici la grupa A n-avem nimic apus. Aici la grupa A tot aici Players to Watch, Star Player, Players to Watch la țară așa. La Ungaria la top 11 avem Adam Nagy și la Elveția Elvedi. Nu știu pe toți să-i pronunț. Și la Germania avem capitan, avem pe Ilkay Gundogan capitan și artist Brandt. Și avem, îl avem aici pe Sule, Schlotterbeck, astea. La Scoția nu avem nimic interesant decât McTominay de la... Așa... Da, mă scuzați, eu cred că era la Scoția. Nu, la Ungaria am ajuns. Avem aici stema Ungariei de pe tricou, aici. Și aici îl avem pe Dominic Slobozai. Nu, Sobozlai, mă scuz. Și aici Nego, nu avem nimic, adică Szoboszlai. Aici îl avem la Elveția, nimic bun. Aici astea, harta, nu știu cum să spun, locațiile. La top 11, la Croația, îl avem pe Cramareț. Stați un pic să dau și o lumina mai... să se vadă ceva. Așa. Cum am spus, îl avem aici top 11 ăștia 3, nu mai am timp să spun numele, l-am pe Gavi, Ansu Fati, l-am pe Guardiola aici, doar de jucători, aici la Italia, am Italia aici, Donnarumma, Locatelli, Pessina și Scamacca, aici la Albania n-am nimic interesant, aici Jan Oblak, capitan și artist. Eriksen, Serbia aici, Pickford, aici vă arată, stați, aici sunt cu, cred că, managerii, sau aici e Dream Team. Aici e de la Mecetex, vă arată ca la Lidl, cum e la Mecetex. Avem la grupa de aici clădiri astea, aici avem Players to Watch de la Austria, la Polonia aici azi de astea micuțe cu doi de jucători într-un calcanaș, nu știu cum să spun, aici nimica, artist aici, nu se vede. Camavinga și Zidane, aici frumos, legendă, capitan, cred că e scump, din câte am înțeles, aici nimica. L-avem pe Lukaku, star player, care tot valorează mult și Robert Mac. Kevin De Bruyne, capitan. Nimica. Dorm mâinile. Nimic, 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 nimic. Aici Kvaratskhelia și Adam, ăsta, mă rog. Turcia, nimic.
Luxemburg nimic. Kazahstan nimic. Nimic la Portugalia. Nimic la Cehia decât Patrick Schick ăsta. Și aici avem Andriy Zvechenko și Luis Figo, capitanele astea. Pe albumul ăsta am dat albumul normal, așa simplu, doar 105 lei. Și am dat 30 de lei cu încă 24 de stickere în el, adică 3 pachetele. Și mi-am luat 14 pachetele cu 70 de lei și am dat 100 de lei. Adică 98,50 parcă. Și albumul ăsta e foarte interesant, eu zic că merită banii dacă ești colecționar de albumuri, cum se spun. Și atâta au fost. Deci, cum am zis, se merită. Pe spate, uite aici, sponsor Adidas, Lidl și Coca-Cola, cele mai populare. Și cam atât a fost cu acest video. Nu uitați să vă abonați, să dați un like. Pa, pa!